Hendrix. Că trebuie și eu. Poftim. Ia să moară mama. Deci pentru nașul mare. Pentru mireasa moartă. Pentru nașul mic. Pentru echipajul de poliție. De la intrarea în cort. Zi solo. Solo, solo. Așa, frate. Deci chiar că n-ai nevoie nici de liceu, nici de academie. Nu cred că se preda așa ceva. Să nu-ți mai iei în viața ta maieu alb la cămașă neagră. Că da. Avem amândoi aici ciordelile după noi, să știi. Adică am luat prea mult antreurile, știi? Da, exact, aveți dreptate. Ori îți iei piele, piele, ori mai e verde de mătase, știi, ca să zic așa. Da, alb, alb, așa zici, mămica, ia mai e alb! Mămico, dar să dă nasturele așa, în rest, ce să zic? La, știi că eu am și eu un restaurant și eu vând pachete complete. Căsătorie, la botez aveți discount dacă se pune problema. La divorț, nu mai zic, petrecere separată, el sau ea, și dacă plătiți tot, eu așa, un bon cu vreo 6 cartele. Și aveți și deces, parastase. De la ce punct te duci pentru nuntă să iei frumos? Dar asta e ciclul vieții, mă. Botez, cununie, divorț și parastas. Păi da, tu știi cum e la parastase? E mai mare veselie. Asta așa e, asta așa. Vorbesc serios, s-au venit așa îndurerați și a încins o paranghilie, a zis neaflări că poți să tragi perdele, că nu prea ne înțelegeam cu mortul, știi? Bravo, tată. Deci trebuie să recunosc clar că ești desăvârșit. La un moment dat chiar am zis că s-a curentat puțin, i-a scăpat un 6 volți așa, că i s-a ridicat și părul și i-am văzut și un din 9, 9 volți pe limba atunci când a pus... Cu ce ai ciupit de vioarea aia? Că de-aia cu zice dinții. Domn Florica, a zis despre vioare că nu e întreagă. Tu muși din ea, de fapt, ea a fost întreagă inițial. Din dinți ai scos accentele alea? Da. Incredibil. Eu cred că dacă încerc chestia, acolo rămân. Ai văzut, mă, ce înseamnă o vioare la timpul ei, da, dar nu... Da, frate, și dacă aveam și un șpriț... Pa, păi se schimba tot. Dacă aveam și o pastramă... Asta e, asta e. Copilule, ai stârnit animalul din mine. Asta ai făcut. Păi ce să mai... Andra! La mine, cu părere de rău, este un nu, pentru că... A fost șprițul cald. Nu. Când calci prea mult accelerația, o dai în extrema cealaltă și mi s-a părut prea mult. Și știi ce poate să fie frumos, devine la un moment dat deranjant. Așa mi s-a părut mie, pare rău. Doamne, e un nu. L-ai dus la Ateneu. Da, e bine să nu vină femeile neînsoțite. L-ai dus la Ateneu. Da, e bine că vă avem pe voi aici. Exagerezi, ai exagerat, dă-mi voie să spun. Îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Masei populare a exagerat acum. Asta e părerea mea umilă. Vă rog să-mi iertați filarmonica din Berlin. Vă rog să-mi iertați părerea. Păi ești iertată de... Mulțumesc, bă, mulțumesc. Da. Deci, Andy, verdictul? Verdictul este, bineînțeles, în curând. În curând să mai meargă o rând. Mulțumesc, Armand. Da. Alexandra. Da. Mulțumesc. Bravo, ne vedem în etapa următoare cu 3 de da. Mulțumesc.